Răzvan Ulmeanu, vedeta celei de-a patra manșe, cu patru pești prinși, nu foarte mari din păcate, dar sperăm noi cu un salt mare în clasament. Cum a fost această patra etapă? Vedeta între ghilimele, pentru că deși am reușit să capturăm patru pești, ceea ce este o performanță pentru o manșă pe Balta Harompa. Vedeta peștilor a fost foarte scăzută, în sensul că din 4 pești am reușit să totalizăm aproximativ 10, n-am calculat exact, deci o medie undeva la 2,5 kg per pește. A fost o seară grea, inițial ne-am bucurat foarte mult când a fost acest stand, pentru că e un stand productiv care dă pește în fiecare manșă. Prezența peștilor pe vad la începutul manșei a fost îmbucurătoare pentru desfășurarea partidei, însă începem cu aproximativ 3-4 ore după începerea manșei, peștele a dispărut, pur și simplu a plecat din fața standului. În ciuda acestui lucru, foarte multă muncă, în sensul că am schimbat lanțul din 2 în 2 ore, ceea ce pe temperaturi negative și frigul și vânturețul care a fost afară a fost destul de dificil. Totuși a reușit să punctăm 4 pești. Mulțumitor, sperăm la mai mult în etapa ce urmează. Mulțumim, fire întins. Și eu mulțumesc.